Gazele naturale rămân doar pe hârtie pentru comuna Runcu, asta din cauza lipsei de fonduri, spune primarul Adi Câmpeanu. Câmpeanu a mai spus că s-a realizat proiectul tehnic, însă așteaptă finanțarea necesară pentru realizarea acestei investiții. Edilul a declarat că și-a pierdut orice speranță și crede că România nu dispune de sumele necesare pentru implementarea unui astfel de proiect. Eu cred că nu vor beneficia. România nu dispune de sume necesare finanțării tuturor proiectelor OAT-urilor din România pentru alimentarea cu gaze. E părerea mea. Și după cum se vede cu ochiul liber, faptul că până la momentul respectiv, momentul de față, nu s-a mișcat nimic, altă concluzie nu este. Nu avem bani. Primarul n-a mai spus și de ce suma ar avea nevoie pentru rețeaua de gaze naturale. Numai proiectul de la Runcu înseamnă 23 de milioane de euro, ceva de genul. În condiții în care va fi este un proiect în asociere cu primăria Arcan și primăria Bălești și cele trei comune, dacă nu mă înșel, cred că undeva la 40 de milioane de euro. O sumă enormă. Rețeaua de apă și canalizarea sunt prioritare pentru primarul comunei Borăscu, Constantin Țucu. Deși acest proiect ar fi trebuit să fie finalizat, lucrările continuă și în acest moment. Motivul? Constructorul, spune edilul, care a declarat că este obligatoriu ca lucrările la cei 12 km de canalizare și alimentare cu apă, pentru care s-a obținut finanțare, să fie finalizați măcar în proporție de 90% până la sfârșitul anului. Sistemul de canalizare și alimentare cu apă pe măsura 72 este realizat în proporție de 70%. Am avut întâlnire cu constructorul și s-a angajat că până la sfârșitul anului va termina în totalitate stația de epurare, va executa branșamentul electrice. De asemenea, va finaliza stația de pompare pe toate și va instala toate tronsoanele unde acolo nu sunt mufate și de asemenea va instala rezervoarele în gospodarea de apă și va executa împrejmuirea. Până la sfârșitul anului eu zic că proporție de 90% această lucrare va fi făcută în așa fel încât în anul 2023, până prin luna mai-iunie, acest sistem să fie dat în folosință și cetățenii să beneficieze de acest sistem de alimentare cu apă și canalizare. În cazul în care nici de această dată constructorul nu se va ține de cuvânt și nu va finaliza lucrările la rețeaua de alimentare cu apă și canalizare, care trebuiau terminate încă de anul trecut, primarul Constantin Țucu a declarat că acesta va fi penalizat. Dacă constructorul nu va termina așa cum s-a angajat, i-am transmis notificarea și începând de la data de 1 ianuarie va intra în penalizări. Mai mult decât atât, primarul Țucu are în vedere extinderea rețelei de apă și canalizare în mai multe sate din comuna Borăscu. Eu încerc acum să fac extinderea. Atunci când am încheiat acel proiect și depus la minister, a fost depus pentru satele Miluta, Menții din dosie extindere, Borăscu, sat, drumul Sătești, n-a fost prevăzut în primul proiect și de asemenea satul Calapăru. Acum, datorită faptului că proiectul a însumat o valoare foarte mare, iar de la guvern nu am primit decât 15 milioane, o să încerc, într-adevăr, să fac chestiunea în satul Menții în dos, Borăscu și Calapăru. Și o să rămână doar satul Miluta, care să pot să-l depun pe un alt proiect care va apare pe parcurs. Primăria Comunei Prigoria face un apel către cetățeni. Începând din această lună, pot depune cereri pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuințelor. Persoanele interesate trebuie să aibă un venit mediu lunar de până la 1386 de lei de persoană în cazul familiei și de 2053 de lei în cazul persoanei singure, se arată în anunțul făcut de către Primăria Prigoria. Termenul de depunere este de 20 noiembrie 2022. Dosarele cu documentele necesare se depun la sediul Primăriei Prigoria, a declarat primarul Lucian Goață. Momentan, de pe data de 3 noiembrie până pe 20, se întocmesc documentele și așteptăm cetățenii beneficiari să-și depună dosarele la primărie. Cine poate beneficia de acest ajutor? Titularul trebuie să aibă adeverințe rol, să demonstreze că este titular de rol și că are un venit mai mic de 1300 de lei pe membru de familie. Ce actele sunt necesare? Copie după buletin, copie după certificatele de naștere, copie după registrul agricol, adeverința de la registrul agricol și documente de proprietate. Și o ultima factură de la CEZ. Punem punct aici InfoPlusului de astăzi. Zi excelentă să aveți!
Arena Imobiliare. O nouă imagine. Vinzi, cumperi sau închiriezi, Domina Imobiliare te sprijină. Domina Imobiliare. Inovare în imobiliare. Yo, what's up? Baby, let's go! Inspire everywhere. A film produced by Inspire Pictures. Accesează mertecom.ro. Produse profesionale pentru curățenie și igienă. La noi găsești o gamă diversificată. Comanda acum! Alege produsul dorit, adaugă-l în coș și plasează comanda. Livrarea produselor se face în 24 de ore. Îți mulțumim! Accesează mertecom.ro. Salon Cochet Clinic Târgu Jiu. Oferă cele mai bune servicii de epilare definitivă, manicură, dar și pedicură la prețuri accesibile. Scapă de părul nedorit, grija epilării, dar și de iritații cu ajutorul procedurii de epilare definitivă. Rezultatele sunt garantate. Sună la 0353 418 425 și programează-te. Salon Cochet Clinic. Promovează-te online. Direct și sigur, creăm strategia potrivită business-ului tău. 1 plus TV, plusul tău de imagine. This station is now the ultimate power.